În prezent, 11.000 de bănci din 200 de țări sunt conectate la sistemul SWIFT. Acesta a fost creat din necesitatea de a simplifica procesul de transfer bănesc internațional și plăți în monedă. Tranzacțiile au loc între două bănci din țări diferite sau printr-un lanț de bănci intermediare. Schimbul de informații se întâmplă datorită unor coduri. Pentru un transfer, persoana sau agentul economic trebuie să știe codul și banca celui cărui îi trimite banii. În baza acestor informații, prima bancă trimite un mesaj ultimii bănci, care mai apoi eliberează banii. Prin urmare, este trimis un ordin de plată. La sistemul SWIFT sunt conectate circa 600 de bănci din Federația Rusă, țara fiind pe locul 2 în lume după SUA, iar după numărul de mesaje este pe locul 15. Ce se întâmplă dacă Rusia e deconectată de la SWIFT? SWIFT este considerată opțiunea nucleară a sancțiunilor. În rezultat, instituțiile financiar-bancare s-ar deconecta de la sistemul internațional de creditare și operațiuni bancare. Cetățenii ruși nu vor putea primi și expedia bani peste hotare. Nu vor putea folosi în străinătate cardurile Visa și Mastercard eliberate de băncile rusești. Produsele de import ar putea să se scumpească sau să dispară din magazinele din Rusia. Rubla rusească ar putea să se devalorizeze. De altă parte, nu vor avea de suferit plățile interne din Federația Rusă. Deci, deconectarea de la SWIFT ar putea arunca Rusia într-o izolare de economie internațională.